emisiunea noastră dragă despre filme a împlinit 2 ani de viață. E mult, e puțin, nu am ști să vă spunem. Dar am vrut să vă facem un filmuleț cu momente dragi nouă din cele 45 de ediții în care am avut invitați unul și unul. Pe noi ne-a emoționat, pentru că ne-am amintit cu drag de fiecare invitat, de emoția întâlnirii în platoul nostru cu aceste entități uriașe din cinematografia noastră, cu replici din emisiune care ne-au rămas în suflet. Sperăm să vă placă și vouă. Până atunci, rămânem cu aceste amintiri, pentru că emisiunea noastră este în continuare în vacanță. Și vă invităm să revedeți edițiile noastre ori pe pagina de YouTube, ori în fiecare sâmbătă de la ora 22 pe canal 33. Despre emisiunea noastră care începe astăzi, despre filme. Nu despre filme, despre filme, așa se numește emisiunea. Astăzi am alături de mine pe Andreea Boșneag, actriță. Bună, Andreea! Bună, ce faci? O invitată care nu mai are nevoie de nicio prezentare, un expert, doamna Irina Margareta Nistor. Bună seara și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, mersi mult, am aflat că te cheamă și pe tine Irina, așa că suntem două Irina. Alături de mine este Laura Hâncu, designer, Alex Iatma, bună, Alex. Salut. E un coleg de la care pot să mă inspir. Vorbim astăzi cu Ionuț Grama despre cele mai bune filme thriller. Începem de astăzi la Despre Filme, o serie de interviuri cât o carieră. Invitatul meu de astăzi este omul care de mai bine de 5 decenii pune filmul românesc în cea mai bună lumină. Vivi Drăgan Vasile, bună seara și bună o mare seara. Bucurie că sunteți alături de noi astăzi. Mulțumesc de invitație. Vorbim despre toate astea cu Cosmin Gurău, regizor, și pentru că filmele ar trebui privite și nu trăite, vorbim astăzi despre filme inspiraționale. Alături de mine Alexandru Răducanu, fondator Canal 33. Vorbim astăzi despre filme cu pandemii. Bună seara, dragilor! Bună seara, bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara, nu știu unde să mă uit! Coafuri din filme. Bună seara și bine v-am regăsit! Ce se întâmplă când un film este inspirat dintr-o piesă de teatru? Cu Șerban Pavlu, un actor care nu are nevoie de nicio prezentare. Actor, muzician și profesor la UNATC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Cele mai memorabile secvențe de dans din filme. Alături de mine, actrița Antoaneta Cojocaru, o luptă în care trebuie să dai dovadă de ambiție, de curaj și multă răbdare pentru a-ți vedea visul materializat. Vorbim astăzi așadar de filme independente. Alături de mine, Alin Panc, actor și producător. Bună seara și bună bine seara. V-am găsit! Un actor care de peste 55 de ani se află în slujba zâmbetului. Mai exact, 59! Bună seara! Exact. Eugen Criste, alături de mine. Să rămână, să rămână, Oana! De peste jumătate de secol își dedică viața filmului din spatele camerei. Alături de mine, Stere Gulea. Bună seara și îmi faceți o mare bucurie că sunteți aici în seara asta. Bună seara! Valentin Teodosiu, bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Bine că v-am găsit eu! Haina nu-l face pe om, dar pe personaj. Ana Ioneci, proaspăt câștigătoare a premiului GOPO, fiecare domeniu de activitate și are copiii săi geniali, iar filmul nu avea cum să facă o excepție. Alături de mine, Miriam Rize, actriță și profesoară de actorie. Carmen Tănase, bună seara și bună seara! Gata, pe poziție. Avem și noi cu ce? Da. El e doar Oana. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Te sărut. Îți mulțumesc de invitație. Alături de mine, Vasile Calofir. Bună, Vasile, ce faci? Mă bucur mult să te revăd. Astăzi vom vorbi despre cele mai minunate și mai spectaculoase secvențe de acțiune. Bună, Ionuț! Bună seara! Actor și cascador, profesor universitar, doctor în artele spectacolului. Un profesionist care și-a asumat costumul lui Arlecchino, Mihai Sandu Gruia. Bună seara și mă bucur că sunteți aici. Bună seara și eu mă bucur. Nu știu ce se întâmplă, din păcate astăzi sunt singură. Nici nu știu cum o să pot să continui topul singură în emisiune. Dar cred că o să mă descurc. Asta este. Se aude ceva. Măi, Oana, măi, dacă nu te-am căutat, tot roșu ești ca mine? Tot roșu sunt, nu pot să mă ridic, moșule, că mă țin. Bine te-am găsit, draga mea! Bine ai venit, moșule! Prima mea întrebare aici la Despre Filme, pentru că e o emisiune cu tentă cinematografică. Așa, prima întrebare de extemporal. Vreau să ne întoarcem așa puțin în copilăria sau adolescența ta. Care este filmul copilăriei care să te fi inspirat? Sau dacă nu, în copilărie, în adolescență. Care v-a impresionat atunci? Și poate că în mod indirect a pus acolo o piatră de temelie la dorința ta de a deveni actor. Pentru că știu că sunteți un cinefil. Bună ziua, nu vă supărați, nu vă cunosc. Nu vine în capul meu un soundtrack. Așa, haide, când îmi puțin. Și stai frumos. Atât. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, doamna Cristina Deleanu. Doamnă cu D mare. Mulțumesc. Bună seara. Și Mircea Diacon. Sunt turc. Când mă știu, m-am născut
am văzut și am început să... Un spectator perfect. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, Maria Înrâlea. Bună seara și mă bucur că ne faceți onoarea să fiți aici în această seară. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Pentru că am rămas cu o datorie de data trecută să vorbim despre cele mai bune animații ale secolului 20. Mă bucur să fiu din nou aici. Poți să fii deja cu prezentatorul meu. Voastră o prezență deosebită, doamna Rodica Mandache. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ediția de astăzi o dedicăm în special gurmanzilor și pofticioșilor de pretutindeni, întrucât încercăm să împletim două mari iubiri, filmul și gastronomia. Laura Cosoi, bună Laura, mă bucur că ești aici. Și eu mă bucur foarte mult, îți mulțumesc pentru invitație. Se spune că dacă ai actorul potrivit în rolul potrivit, deja jumătate din succesul filmului este garantat. Vorbim astăzi despre cele mai bune decizii de casting alături de Florin Chevorchean. Actor, director de casting, regizor și profesor. Am zis bine? Da, absolut. Elvira Deatcu. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Bună seara și eu. Mulțumesc pentru invitație. Invitata mea din această seară este un artist complet. Este actriță de teatru și film, scriitoare, regizoare, profesor universitar și doctor în istoria teatrului. Doamna Olga Delia Matescu. Bună seara și mă bucur mult să vă avem aici. Mulțumesc pentru invitație. Iar în această seară, alături de mine și de dumneavoastră, doamna Anca Sigartău. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Bună seara, mulțumesc eu pentru invitație. Bebe Cotimani. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Sărut mână, am ajuns cu greu, dar mă bucur că am ajuns la timp. Așa departe suntem, ați ajuns foarte la timp, foarte punctual. Da. Marius Bodochi. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Săruna și mulțumesc pentru invitație. Florin Zanfirescu. Bună seara, mă bucur mult că sunteți alături de noi. Dom'le, deși drumul până aici a fost anevoios, un coșmar, nu, din cauza GPS-ului care te mână pe cărări nebătute, neștiute, mă mir că nu m-a adus întâi la Ploiești. Gelunițu. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Sunt bine dispus și am venit cu drag. Lume, lume și iar lume, cine ți-o pus numele lume, nu ți-l-o știut apune. Când se aprinde lumina și 500 de oameni se uită la el într-un anume fel și îl aplaudă și ăla pe scenă, e bogat sau sărac? Să-ți fi pus numele floare, că tare ești trecătoare. Un moment mai frumos decât la aplauze este momentul în care te duci acasă și stai așa, închizi ochii și te gândești ce experiență extraordinară ai avut. Tu le vezi și tu le pierzi. Dacă fericirea sau bogăția e o cifră, mi-e milă de tine. Să ne scoatem zâmbetul la iveală și sufletul. Trebuie să avem niște lucruri sfinte în viața asta. Trebuie să fii conștient că trebuie să dai totul. Vreau să fiu actriță. Și să nu cer nimic în schimb. Mi-am dat seama că nu e nicio dovadă că eu am jucat teatru. Ce dovadă? Da, dar toate aplauzele sunt în sufletul dumneavoastră. Da, sunt în sufletul meu. Nu vi le poate lua nimeni. Și lacrimile și bucuria spectatorului. Eu n-am fost egalul lor, dar am avut șansa să trăiesc printre ei. Trebuie să ai responsabilitatea asta pentru public, pentru că el, pentru el, ești o proiecție a unui dor. Un casting bine făcut înseamnă cam 80% din valoarea unui film. Un om sănătos la cap nu se urcă pe o scenă să zică: luați de aici suflet, faceți-mă harcea parcea. 7 mahalale tremură de frica mea. Eu nu tremur. Ceea ce numim talent, mie mi se pare un mânz. Multe pietre strălucitoare le găsești în prima lectură, în intuiție. Ai văzut vreodată un mânz? Ai văzut cum aleargă? Ai văzut ce fericit e? Luați cei mai buni din ceea ce trăiți. Ei, trebuie să ai grijă de el, să nu se lovească, să-i dai ce trebuie, ca să ajungă armăsar de rasă. La 6 ani eu am devenit recitatorul localității și mama nu mă tunsese de dragul părului care era până aici. Meseria noastră poate fi făcută în foarte multe feluri și asta m-a obsedat toată viața mea. La un moment dat zice Dinică: uite pe ăsta micu, a dormit, și îmi punea capul pe piciorul lui. Hai mă, că n-are nici pernă, mă, săracu. Despre Florin Zanfirescu. Și mă mângâia așa. Și prima scenă din acel spectacol era într-un cimitir unde eu eram îngropat. Parcă mai trebuie ceva. O broderie. Undeva, povestea
pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Ceva care să nu fie ca în viață, să fie ca în viață și totuși ca în poezie. Ceva excepțional. Deci tot cuvinte folosește poetul, dar felul cum le îngemânează. Celor mici să-și iubească părinții și să știe că părinții sunt cei mai buni prieteni. Tu le duci și tu le arunci și tot alte căi apuci. Iar celor mari care au crescut să nu uite nici acest lucru. Foarte frumos, vă mulțumesc! M-ați emoționat foarte tare! Cu dumneavoastră mă revăd data viitoare, o seară minunată să aveți, vă îmbrățișez! Nu sunteți singuri pentru că noi suntem cu voi. Nu ne credeți? Uitați-vă la televizor.